Bună ziua, dragi prieteni, vă salut cu drag de aici din platoul TV Cluj AM. Bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Clujul la zi, sportul clujan încotro. De această dată, dragi prieteni, vom discuta despre secția de lupte a CSU Cluj, alături de cei doi invitați ai mei, Dreve Florin, multiplu campion național, fost component al Centrului Olimpic și al Lotului Național, participant de asemenea la campionatele europene de tineret. Bună ziua și bine ai venit! Bună ziua, bine v-am găsit! Și Moiodean Petruț, multiplu medaliat la campionatele naționale de senior și a Cupei României de tineret și senior și de asemenea arbitru internațional. Bună ziua și bine ați venit! Bună ziua, bine v-am regăsit! Ne bucurăm să, iată, să vă avem astăzi în platoul nostru pentru a promova sportul, pentru a promova sportul de performanță și anume luptele, un sport nu foarte popular, nu-i așa, în rândul tinerilor, nu foarte promovat, de aceea ne aflăm astăzi aici pentru afla mai multe despre acest sport și pentru a-i convinge pe tineri, pe copii să vină cât mai mulți spre acest sport. Pentru început, dragi prieteni, așa cum v-am obișnuit, o să le dau cuvântul celor doi invitați pentru a-și face o prezentare, atât din punct de vedere personal, dar și profesional. Vă rog, Florin. Bună seara, mă numesc Drevă Florin Lucian, sunt absolvent al Facultății de Educație Fizică și Sport. În prezent muncesc ca și polițist de frontieră la aeroportul internațional Avram Iancu din Cluj. Am început să practic luptele libere la vârsta de 11 ani, sub îndrumarea antrenorului Valentin Sădmărean. La început pot să spun că mi-a fost greu, tot timpul am fost la cea mai grea categorie de greutate. Am început cu o inițiere în acest sport timp de 2 ani, după care din al treilea an am reușit să obțin locul întâi la campionatul național de la Târgu Mureș, de junior 4. După care încet încet am evoluat, am fost perseverent și am fost selectat la lotul național al României. Felicitări! Vă mulțumesc! Un foarte frumos parcurs, viața, da, al carierei până în acest moment. Te rog, Petruț. Da. Eu am început cariera de sportiv în județul Sălaj, de la vârsta de 12 ani. Am început de la țară să practic luptele, unde era un coleg de-al meu mai în vârstă antrenor, care a venit să facă selecție. Și am fost selectat împreună cu alți colegi și pe parcursul carierei mele de sportiv, n-am reușit la vârsta de 12 ani, junior, cadet, să iau medalii sau așa mai departe. Am început doar din momentul în care am ajuns la Universitatea Cluj, de la tineret, de la U23. Și în fiecare an, atât la U23 cât la senior, am luat medalii la campionate naționale, la Cupa României, chiar la plaje am luat. În prezent sunt antrenor la Clubul Sportiv Municipal Zalău, unde am grupe de copii de la vârsta de 5 ani la 8 și de la 8 la 12 ani. Îmi place partea de pregătire a copiilor, de îndrumare, de educare și de motivare de a face un sport, mai ales luptele, fiind un sport foarte vechi, se practică din evul mediu, îl practic orice copil de la orice vârstă face, se trântește, se face o rostogolire. E un sport foarte complex și merită oricine să îl încerce. Într-adevăr, este foarte puțin promovat și încercăm să facem prin diferite mijloace această promovare. Pentru care facem și ediția de astăzi dedicată, iată, acestui sport, dedicată luptelor, pentru a afla mai multe detalii despre acest sport interesant, cu o vechime, nu-i așa, chiar din evul mediu și, din păcate, prea puțin promovat la noi în țară. Spunea că e și arbitru internațional. Da. Care este situația la nivel internațional? Cum sunt condițiile de pregătire acolo, sistemul de arbitraj, pentru că știm că țara noastră nu este tocmai în top la acest nivel? Chiar din potrivă, la nivel de arbitraj stăm foarte bine. Chiar la această ediție a Jocurilor Olimpice am avut chiar doi arbitri care au arbitrat și o rezervă tot de la noi din țară. Stăm foarte bine la capitolul arbitraj. La condiții de pregătire a sportivilor și mai departe suntem un pic mai deficitari, dar suntem acum, în ultima perioadă, suntem sus. Pe partea de lupte feminine, fetele stau foarte bine. Recent avem vicecampioană mondială la seniori. Avem și foarte bine merg. Fetele, din fericire, oarecum au prins un avânt mai mare ca băieții.
deși în trecut băieții au stat foarte bine atât de la greco-romane cât și la lupte libere, au stat foarte bine, dar se pare că fetele în ziua de astăzi sunt mult mai, nu știu, mai disciplinate, mai dornice de muncă. Băieții acum un pic mai moale, îmi lasă. Da. Tot aici la Cluj am început și cariera de arbitraj. La îndrumarea colegului Zuz, domnul Zuz de fapt, antrenor. Dânsul mi-a zis dacă doresc să fiu și arbitru și am încercat. Mi-a plăcut foarte mult pentru că sunt unele situații în care mulți colegi poate spun că sunt mai puțin avantajați la meciuri și am văzut că nu este chiar așa, pentru că în arbitraj, de exemplu, este VAR, să spunem între ghilimele, și se poate verifica, dar se vede doar o situație. Și atunci ei, văzând din alt unghi, se interpretează foarte greșit. La nivel mondial, european și așa mai departe, acolo sunt mai multe camere să văd situațiile și așa mai departe. De aceea sunt discuții, dar ca în orice alt sport, sunt discuții. Ideea este că sunt discuții doar la nivelul acela și pe urmă sunt prieteni. Să contrazic, dar e o prietenie care durează. Așa este, pentru că sportul, fie el doar de amator sau de performanță, nu-i așa, leagă prietenii pe viață, da, pe viață. De cele mai multe ori. Viață, da. Și este o relație foarte strânsă între antrenor și sportiv, nu-i așa? Exact. Oriunde am merge în țară, ne întâlnim cu foști colegi care au făcut lupte, deja știm, suntem ca și cum am fi verișori, prieteni, tot timpul. Exact. E foarte... La fel și în afară, am fost și în afară, am avut câteva meciuri de am luptat în Germania și m-am întâlnit cu colegi moldoveni, chiar ruși și mai departe. Foarte deschiși, foarte... Era natural, pentru că luptele astea ne-au învățat ce înseamnă și sacrificiu, disciplina și răbdarea, mai ales când noi la lupte trebuie să facem slăbire, trebuie să fim disciplinați cu mesele, cu odihna și așa mai departe. Dacă nu ești atent, cam greșești. Orice picătură de apă în plus poate să te coste la cântar. Cântarul fiind cel mai greu test. Și primul adversar. Care sunt probele, iată, într-o competiție? Spuneai că sunt diferite categorii pe kilograme, nu-i așa? Da, în funcție de categoria de vârstă la copii, este, de exemplu, copii mici, juniori 4, cadeți U15, U17, seniori și așa mai departe, sunt pe diferite categorii de greutate. Înainte se făcea cântarul seara, acum se face dimineața, pentru că unele persoane, ca în orice sport, făceau puțin abuz la slăbire și atunci era o problemă. Dar acum s-a remediat această problemă, nu se mai slăbește la fel de mult. S-au făcut foarte multe slăbiri, chiar și eu am făcut o slăbire de 10 kg în aproape 3 săptămâni și un pic... Da, e foarte greu, te dezhidratezi și riscul mare de accidentări. Și de aceea s-a evitat chestia asta. Și partea asta ne ajută foarte mult pe noi și pe partea de nutriție, să ne documentăm ce ar trebui să mâncăm, când ar trebui să mâncăm. Toate acestea le învățăm doar la lupte, exersând, practicând. Practic, noi ce învățăm, învățăm pe noi, ci și la îndrumarea antrenorului. El ne spune, ne ajută foarte mult. Într-adevăr, dacă ne place domeniul respectiv, noi mai aprofundăm, ne mai interesăm, mai vedem ce e bine, ce nu e bine, dar antrenorul ne îndrumă destul de mult în direcția aceasta. Cu arbitrii spuneai că stăm bine la acest capitol în România, dar care este situația antrenorilor calificați la noi în țară? Că vorbim de lupte, că vorbim de alte sporturi, știm că, iată, aici cu adevărat este o problemă, nu-i așa? Da, este o problemă cu colegii antrenori. Eu fac luptele, fac din pasiune. Remunerația nu e foarte mare, practic faci mai mult lupte cu sufletul, cu dedicarea. Pe mine m-a ajutat foarte mult, am plecat de la un nivel mic și am ajuns la un nivel foarte mare. Am ajuns. Și e greu financiar, este într-adevăr o muncă foarte grea în spate, cu copiii să-i atragi, să-i ții în sală. Pe urmă apar diferite situații la competiții, vor să învețe anumite tehnici, anumite, nu știu, elemente acrobatice să învețe. Sunt foarte multe riscuri care și-l asumă și puțini au curajul acesta de a încerca. Dar merită sacrificiul. Fiind lângă ei, nu poți, lângă copii, lucrând cu ei, nu poți să nu fii fericit, să nu zâmbești. Oricând scoate o glumă, o prostioară și cu ajutorul lor, de fapt, înveți foarte multe lucruri. Înveți de la copii. Care este tehnica acestui sport? Pentru cei de acasă, să nu creadă că este un sport violent, nu? Riscant? Nu, chiar deloc nu este un sport violent. Implică, într-adevăr, toată musculatura corpului, toate
nu știu, tendoanele, pot să spun, pentru că avem riscul să facem întinderi dacă nu ne încălzim bine. În special, tehnica se creează în timp, doar prin foarte, foarte multe repetări, ca să ne intre în reflex acel procedeu, fiind el introductiv din picioare sau chiar din parter. Și pe lângă toată tehnica asta avem nevoie și de puțină forță. Practic este un echilibru, nu-i așa? Între forță, da. Tehnică. Da, este un echilibru foarte mare, este un sport foarte, foarte complex. Deci există. Deși nu pare, nu? Da, deși nu pare la prima vedere, dar gândiți-vă că este o tehnică la care are contră și contra are contra la contră. Și un sport foarte creativ. Te lasă să fii tu creativ, să improvizezi. Chiar un sportiv la noi din țară are denumirea la un procedeu care, la nu știu ce ediția campionatelor europene, dacă nu, da, a făcut un procedeu foarte frumos. Deci tot timpul ai creativitate, ai cam tot ce dorești, doar că e greu să îi ții, pentru că nu e un sport nici mediatizat și nici un sport care toată lumea să audă sau să știe despre el. Și e greu să-i atragi, mai ales fiind un sport gratis, nu trebuie să dai bani să mergi să faci acest sport. Și chestia asta cred că ar fi este o problemă, probabil, că părinții, dacă nu dau bani, cred că nu fac ceea ce trebuie. Dar aici, dacă ai răbdare și în timp, apar rezultate foarte, foarte bune. Și la nivel psihic. Și un meci pierdut de un copil poate să-l învețe foarte multe. Foarte multe lucruri. Să învețe ca o lecție. Exact, ca o lecție pe care o învață. Și acolo e și antrenorul, susține. Mai avem colegi care sunt, de exemplu, nu știu, la facultate de psihologie sau colaborăm cu dânsi și mai vorbim și ne ajută cum e copilul și o lecție foarte importantă. Mai ales că după ce au pierdut un meci sau câștigă cu un adversar, există respectul ăla după. Deci pe saltea este doar competiție, în afară sunt prieteni. Sportul ne așa formează caractere. Da, caractere puternice, mai ales luptele. Disciplină, echilibru. Da. Ce alte beneficii mai au sportivii care practică luptele? Cel puțin din punctul meu de vedere și din chiar din trăirea mea, te maturizează foarte repede, te învață să gândești altfel lucrurile, să reacționezi altfel la unele situații. Exemplu, cum mulți copii sunt bajocoriți la școală, bullying-ul în școală, după un timp încep să se închide în ei și într-adevăr, da, este un lucru rău, dar printr-un sport, cum ar fi chiar luptele, poți să elimine această stare și să revină înapoi la încrederea pe care o au. Ca un refugiu, nu-i așa? Da. Un sport, o descărcare, o descătușare. Da. Și mai ales că este un sport de agilitate, de rapiditate, de pune în anumite situații în care de secunde trebuie să gândești cum te poți... dinamic. Da, și dinamic și de reacție. Reacție, cum te reacționezi situațiile de echilibru psihic, iar cum vezi, nu știu, probabil s-a lovit, s-a spart nasul, deci te sperii că tu l-ai lovit, l-ai așa mai departe, deci cu totul altceva. Și atmosfera, de multe ori se face, mai ales la nivel de copii, se încurajează, țipă acolo, e ca și cum ai trăi pe un meci pe stadion de fotbal, doar că e diferit, e foarte aproape, e presiunea aia. De multe ori copiii, am văzut și în situații în care nu aud antrenorul, nu aud, și atunci trebuie să faci niște metode prin care doar prin demonstrație arăți cum să facă părteu, cum să prindă, cum... Și automat rotița le funcționează, dacă și se pregătește și așa, dar e o presiune care ei se adaptează și merg mai departe. Știm că un antrenor trebuie să fie totodată un bun psiholog, nu-i așa? Da. Să-i motiveze, să-i încurajeze, exact cum spuneați și voi mai devreme. Dar orice eșec este un pas înainte, nu? Îi determină să meargă mai departe. Așa este. Din eșec învățăm, practic. Știm ce am făcut greșit, știm cum să tratăm meciul data viitoare sau situația. Studiați adversarul, nu-i așa? Exact. Procedele care le face și... Cum e viața de sportiv de performanță? Iată, vorbeați mai devreme de sacrificii. Spuneați de un program strict, de o alimentație strictă, nu știu, o trezire mult mai devreme față de tinerii care nu practică niciun sport. Da, din viața mea de sportiv de performanță, care a început chiar la o vârstă fragedă, la 13 ani, din clasa 8-a, da, am fost nevoit să merg la Reșița, acolo s-a înființat prima dată lotul național de copii.
A fost o dezlipire destul de grea față de familie, cu toate că mai mergeam la concursuri înainte și na, o săptămână, chiar câteva zile, nu era așa mult, dar acolo stai cu lunile, deja e total altceva, chiar și cu școala m-am mutat. Lotul național, chiar sportul de performanță, implică chiar mult mai multă disciplină decât sportul pe care îl facem în sala de lângă casă, chiar luptele de lângă casă. La lot, un program de dimineață începe cu o înviorare, o mică alergare, o încălzire, niște forță cu propria greutate, după care un duș, masa și mergeam la școală. După ore, din nou la masă și aveam un program de antrenament de la ora 4 până la ora 6, 2 ore. Asta era de luni până vineri, excluzând ziua de miercuri, în care era zi de recuperare. Mai făceam o saună, o alergare prin natură, să ne revină mușchii la... să se relaxeze, da. În general, performanța cere sacrificii. Cere, da, nimic nu vine fără muncă, sacrificii. Fără efort, fără, în principal, fără muncă. Din păcate, financiar destul de puțin se promovează, adică sportivii din România nu ar putea să trăiască din banii pe care îi câștigă. Asta era și următoarea mea întrebare, dacă un sportiv de performanță este apreciat la adevăratul nivel, financiar vorbind, aici la noi în țară, în România. Pentru că vedem și noi atâtea competiții, toată lumea se mândrește cu sportivii de performanță, dar nu mai știu, nu? Da, ce sacrificii și câte eforturi se află în spatele fiecărei lupte câștigate, fiecărui campionat câștigat, competiții câștigate sau o medalie. Da, e o muncă grea în și spate. O muncă de echipă. Exact, o muncă de echipă, o foarte multă pregătire pe cele 6 minute care durează un meci. Deci un meci are practic 6 minute? Are două reprize, câte 3 minute cu 30 pauză. Practic, munca ta de un an de zile, de 4-5 ani, e foarte greu și se întâmplă totul foarte, foarte rapid și e greu să spunem că nu este apreciat câștigul care este un câștig pe care ne ajută, dar nu foarte mult. Deci nu e suficient și atunci mai intervin părinții, prietenii, cunoștințe care mai au și mai susțin financiar. Dar orice venit în plus este un beneficiu pentru fiecare sportiv. Da. Te ajută să mergi mai în față, te ajută să îți dă și o motivație, un pic, cât este, că este X, Y. Contează. Pentru că fiecare muncă trebuie răsplătită. Dacă nu ești tu și sufletește în păcat, tot degeaba muncești. Că, practic, mulți luptători muncesc cu sufletul. Cu sufletul. Se dedică ore de antrenament, de transpirație, cu colegii, deplasări. Nu mergi poate la aniversări cu părinții, cu bunicii. Se întâmplă evenimente neplăcute, iar nu poți să fii prezent, ești plecat. E foarte multă muncă și toată lumea crede că în 3 minute cât, sau 6, că durează un meci, că meciul se poate termina și în 30 secunde și un minut, că noi avem și tușul, care este să termină foarte repede. O greșeală și ai pierdut meciul. Dar nu e așa. Și normal că trebuie să te descarci, să plângi și mai se întâmplă, nu știu, să dai cu palma sau dai cu piciorul în ceva. Pentru că e oful ăla când ai muncit 4-5 ani. Nu-i ca și câteva clipe. Totul se duce pe apa sâmbetei. Exact. Este neplăcut, dar s-ar putea mult mai bine, s-ar putea. Dar cu timpul sperăm să fie bine. Ați avut și momente de cumpănă, accidentări mai grave care să vă împiedice, iată, să participați la competițiile pe care vi le-ați dorit? Cum da. Ați depășit momentele? Au fost accidentări cu ambele picioare, am fost în gips, cu meniscul, ligamente, chiar și cu gâtul am fost în proteză, din păcate, dar recuperarea, nu știu, a durat undeva la 2-3 luni și am revenit înapoi pe saltea. Înapoi la competiții, nu am, da, într-adevăr, nu am renunțat.
Dar nu au fost accidentări foarte grave, s-au întâmplat poate și din neatenție și mai departe. Nu este un sport foarte agresiv, deci nu lovim cu pumnii, cu picioarele. Practic noi învățăm să trântim adversarul, că îl prindem de braț, arătăm cum îl trântim în condiții de siguranță. Deci nu merg cad cu genunchiul, cu cotul pe față, nu. Asta se întâmplă în alte sporturi de contact, la noi nu, noi protejăm doar. Și într-adevăr se întâmplă accidentări și eu am avut accidentări la mușchi, dar se întâmplă pentru că poate nici nu ne încălzim foarte bine. Poate în anumită situație adversarul încearcă să facă altceva și noi mergem, fiind sub o presiune foarte mare, mergem în alte direcții. Trebuie să-i anticipezi mișcarea. Exact. Și atunci ai anticipat-o greșit, se întâmplă să, dar nu se întâmplă accidentări foarte grave sau decese pe saltea, nu am avut și nu o să fie cazul de așa ceva. Avem arbitri iarăși care intervin tot timpul acolo, spune, mai ales la nivel de copii, când prind să facă procedee de sus, stau tot timpul aproape să nu se accidenteze. Deci în ultima perioadă nu au fost accidentări foarte urâte. Mici întorse, deget, iarăși tot așa, se mai prind fetele de degete, băieții ne mai prindem de urechi sau așa, dar în rest nu e foarte violent. Într-adevăr, sport de contact. Și cum este primul contact cu copiii care vin spre acest sport? Mulți dintre ei aleg să rămână în continuare sau se mai triază pe parcurs, mai renunță? În lupte... Degeaba spun părinții, du-te la lupte și poate ție nu-ți place sau dacă nu faci cu plăcere, nu? Și cu pasiune, exact. Nu poți să faci performanță. În lupte este selecția continuă. Deci azi poate să vină, mâine poate să nu vină. Important e să-l faci pe copil să-i placă acel sport și să vină cu drag. De exemplu, acum în ultima perioadă îmi vin foarte mulți copii și vin cu foarte mare drag la antrenament. Mi-au zis părinții, ce faci de vină așa? Cu așa drag la Dumnezeu, nu știu, sunt eu, mă distrez cu ei, mă simt bine. Prin jocuri învață tehnici, învață cum să cadă corect, învață cum să se protejeze, cum să întrântească colegul corect. Și pur și simplu, eu o fac din pasiune și îmi vine natural și eu mă amuz cu ei. Și nu-mi dau seama, nici cum trece. Câștigi, le câștigi da, și vederea și... Da. De câștig între... De demonstrez, trăiesc aceleași emoții cu ei, ne bucurăm, râdem. Și asta e foarte important, să fii... S-a creat o întreagă comunitate, nu-i așa? O întreagă echipă, exact. De prieteni acolo. Da, așa este. Îți leagă prietenii între iarăși la deplasări, când mergem cu copiii sau la competiții, se mai întâmplă, nu știu, care... Nu am fost într-o zonă a țării, începem și ne mai expunem și despre zona respectivă, cum este zona, de exemplu despre Dunăre mai vorbim, sau la mare, sau oriunde am merge. Încercăm să prindem și partea asta de educație de geografie, să le spunem cam cum este, cum se situează și așa mai departe. Anul acesta unde au fost copiii duși? Au fost și la mare, am fost la Buzău, am fost cu copii, Târgu Mureș, în ultimele perioade mergem foarte des la Târgu Mureș. Cam prin toată țara mergem așa, dar încercăm să prindem și chestiile, să îndrumăm și spre educație. Noi punem accentul și pe educație. Pe cultură, geografie, nu? Exact. Asta e foarte important, să aibă o cultură bine împământată și să pun accent pe școală, pe a învăța. E foarte important să și învețe, să facă și un sport. Să fie un echilibru, nu e așa, între școală, sport. Exact. Că iată, noua generație vine din urmă, cu drag de sport, cu drag de lupte. Da, și cu telefonul în buzunar. Sau la mână, într-adevăr, dar la orele de antrenament au înțeles că nu este cazul cu telefon și... Acolo este disciplină și regula e regulă, nu-i așa? Exact. Și au înțeles. Deși unii părinți spun că acasă cam fac figuri. Unii copii nu renunță așa ușor, dar la sală e cu totul altă poveste. Este altă poveste acasă. Noi încercăm să impunem educația asta la antrenamente, în cadrul competițiilor, când mergem de plasări și mai departe. Restul de educație de acasă depinde doar de părinți, cum intervin și cum își fac. Dar se poate și acasă. Cu colaborare între părinți și antrenori se poate face minuni, pot să spun. Chiar minuni. Doar prin puterea cuvântului, nu așa, prin convingere, exact, prin motivare, prin și prin demonstrație. Adică părintele trebuie să, dacă copilul vrea să ca și părintele vrea ca copilul să lase telefonul, trebuie să lase și părintele. Dacă spune copilul lasă și merge părintele, stă pe telefon, vede exemplu și atunci așa face. Deci părinții ar trebui și ei un picuț mai mult atenție cu copiii și practic le-au dat viață, trebuie să aibă grijă de ei. Practic, nu știu cum să spun. Așa este, să intervină, să-i educe corespunzător. Da, practic trebuie să fie mai presus copilul până la anumită vârstă. Să fie mai mult prezenți în viața lor. Nu, exact. Adică am treabă, uite telefonul și stai acolo într-un colț și... Nu? Da.
Așa este. Așa este. Ce mai spunem în continuare despre promovarea sportului în școli, în licee, pentru că știm că acest lucru nu se prea întâmplă la nivelul pe care ne-l-am dorit cu toții. Orele de sport, din păcate, sunt reduse sau chiar deloc făcute în unele săli. Sunt localități unde nici nu sunt săli de sport. Într-adevăr. Și în care sunt, nu sunt folosite la a performa sport. Acolo știm că sunt hale, depozite, dar numai sale de sport nu e acolo. Se încearcă mediatizarea și la școli, se merge, se pune fluturaș, mergem și la ore de educație fizică, mai prezentăm despre lupte, despre situațiile cum sunt. Luptele este iarăși, tot cum a spus, și adaptabil. Se poate face și tehnică din picioare, pe, nu neapărat pe saltea, dar este limitat. O perioadă poți să faci exerciții. Noi la lupte punem și accent pe exercițiile făcute corect, cu propria greutate. Este foarte important ca copilul până la vârsta de 13-14 ani să lucreze cu propria greutate, cu mingi medicinale și să aibă o postură cât mai corectă. Să stea, nu stea tot timpul aici cu umerii, cu pieptul în față. Să știe să le facă corect. Asta e important pentru ei. Și promovarea e un pic deficitară și e greu pentru antrenor să meargă tot timpul în școală, pentru că e obositor. E foarte obositor să mergi. Dar se încearcă chestia asta. Este un program anume stabilit, reglementat la nivelul național de informare sau o campanie? Nu neapărat. Cluburile pot lua legătura cu școala și atunci școala, prin doamna directoare, primesc acordul și merg la orele de educație fizică și așa. Deci nu este un program. Fiecare își setează în funcție de numărul de copii, cât de mult vrea să mediatizeze. Dar oricât merge o perioadă, da, poate o lună, două merge mediatizarea, după o pauză de repaus. Așa sunt lucrurile, din păcate. Mai încerci, dar greuț. Acum pe Facebook se mai face puțină mediatizare cu videouri, cu situații. Am prins puțină amploare, dar... Să se încerce, nu-i așa, să atragă copiii și tinerii. Da, da. Să încurajeze practicarea sportului, practic. Și în aceste situații tot antrenorul face aceste demersuri. Veniți-vă cu un antrenor să țină ora de antrenament și în același timp trebuie să mai facă câteva filmări. Să meargă să filmeze, după aia trebuie să-l prelucreze, trebuie să fie atent la copil. Și uneori video... Pentru că e multă responsabilitate și pe umerii unui antrenor, pentru că el nu face doar antrenament cu copiii. Da, nu-i este doar... Este și fotograf, și videograf, și... Da, și doamne servici, și psiholog, și foarte, foarte multe cuprinde. Deci eu, în momentul când am început cariera de antrenor, am ajuns de părere că un antrenor ar trebui să aibă statuie. La câte sarcini? Păi în primii ani, când încerci să inițiezi copilul ăla, practic ești psiholog. Încerci să-l cunoști pe copilul, de ce reacționează așa, cum face. Și pe urmă, nu fiind unul, fiind mai mulți, mult mai mulți. De exemplu, am grupe acum de 20 de copii. E foarte greu. Antrenamentul trebuie să-l adaptezi în funcție de copii. Poate ai și copii de vârstă de 7-8 ani, poate numai mai mari și atunci situațiile sunt diferite. Și... Foarte. Antrenați pe rând, nu-i așa, grupați. Da, și dacă ei nu înțeleg, stau în colțișorul ăsta, ia mici, vin peste astea mari, nu mai este bine, se pot accidenta. Dar, din păcate, majoritatea copilor care vin spre lupte au o educație destul de bine împământată, au și cam ascultă. Sunt, din păcate, majoritatea copilor care vin mai puțin nevoiași, mai săraci, mai așa, și acolo știu cu adevărat ce înseamnă disciplina, sacrificiu, pentru că văd la părinților că se chinuie. Și de aceea poate... Apreciază nu, mai mult. Apreciază, da. Și nu este așa mediatizată. Noi nu putem veni la lupte, nu știu, cu uite ce haine am eu sau o atitudine de gen. Nu. Tot timpul vin cu capul în față sau cu capul aplecat de la prea multe ore de meditații sau așa. Vin, fac sport, să simt bine, merg din nou, își reau programul. Deci sunt... practic nu ar fi foarte costisitor acest sport. Este un echipament special? Un costum de competiție sau... Deocamdată pentru antrenamente într-o sală de sport este de ajuns un training curat, popuci de sală curați. Noi avem saltele, avem prelată, manechin, mingi, medicinale, chiar să facem diverse exerciții. Da, deci un minim de echipament sportiv este necesar. Costul cel mai mare ar fi doar timpul părintelui care le dedică pentru copilul respectiv. Ăsta ar fi cel mai mare cost. În rest, echipamentul este obișnuit ca ora de educație fizică. Restul la atitudine. Deci antrenamentele, cum spuneai, nu se plătesc. Nu, sunt gratuite, chiar sunt gratuite. Da. Mulți părinți se miră cum de sunt gratuite și vede cât de complex este și cât de mult îi ajută.
Cât de frumos se formează pe viitor. Ar trebui o taxă minimă, măcar de participare, nu-i așa? Pentru că și acolo sunt costuri. Trebuie înlocuită o saltea, trebuie cumpărată... Sunt multe, da, multe situații de genul sunt, în care chiar noi, antrenorii, contribuim. Dar voi faceți eforturi ca să... Exact. Da, într-adevăr, apreciem fiecare sprijin, chiar și din partea părinților, sprijin financiar, dar în mare ne oferă clubul toate condițiile în care putem să ne desfășurăm activitatea cu copiii. Tot spuneați de club. Știm că de peste un deceniu, iată, această secție a fost reînființată și are la activ peste 100 de medalii. Da. Și voi ați contribuit cu siguranță la această performanță. De aceea vă întreb care sunt principalele satisfacții, realizări și ce obiective aveți pe viitor, competiții, ce urmează? Cea mai mare realizare pe care am avut-o cu clubul universitar a fost în 2018, când am ieșit campion național la senior cu echipa, chiar la București am ieșit. Deci prima echipă din județul Cluj care a ieșit campioană, echipă de lupte, a ieșit campioană la seniori. A ieșit. Am avut foarte multe competiții la care am ieșit pe cluburi, am ieșit pe podium, chiar și pe locul 1, pe locul 2. Am ieșit multe medalii cu colegi foarte buni, campioni, vicecampioni. Deci am fost o generație foarte, foarte bună am fost și foarte activă. Am fost majoritatea dintre ei, tot pe partea asta de sport, au mers pe partea de kinetoterapie, iar s-au mers pe partea de antrenorat, pentru că trăind în domeniul ăsta luptelor, oarecum tind să rămâi în el, pentru că îți oferă foarte multă satisfacție, reușitele care le vezi, un meci câștigat, mai sunt 3 secunde și ești condus cu 2-0, faci o acțiune poate de 4 puncte și câștigi meciul. Păi o satisfacție incredibilă și super tare este. De multe ori satisfacție doar că faci categoria. Și mai poți avea satisfacție când vezi colegii cu care te lupți. Ai prins o grupă mult mai accesibilă, ai meciuri mai ușoare, poți să pregătești finala care urmează. Deci astea sunt satisfacții care le dobândești pe parcurs. Plus că vezi colegul care e un pic poate mai deficitar la anumită tehnică și prinde un tur mai greu. Și câștigă poate, chiar se surprinde pe el. Și toate astea sunt satisfacții care le primești, oarecum, din partea colegilor. Este o dinamică, nu-i așa? O continuă adaptare, o continuă schimbare, exact. O reacție de moment, de secundă, contează? Da, păi s-au câștigat meciuri la 0,001, chiar și la campionatele europene, mondiale, la Jocurile Olimpice s-au întâmplat așa. Sunt sportiv, de exemplu. Și cazul David Popovici, care a notat mai repede cu o secundă sau... Da, acolo a fost o milisecundă chiar poate. Milisecundă, da. Se întâmplă, deci fiind un sport foarte agil, de reacție, contează foarte mult, contează. Florin, te rog. Eu la Clubul Universitatea Cluj, cea mai mare realizare din palmaresul meu a fost în anul trecut, în 2023, când am ieșit campion național. Tot la Târgu Mureș a fost concursul, tot acolo s-a ținut. Anul acesta, din păcate și datorită programului de muncă, a fost un pic mai greu cu pregătirea sportivă, dar o să reiau antrenamentele și o să mai aduc medalii și chiar și cupe de la Cupa României în palmares. Foarte bine. Știm că există și o colaborare, nu-i așa, cu Viitorul? Da, cu Viitorul Cluj-Napoca, o colaborare la care sportivii, după ce termină partea de juniorat, vin la Clubul Universitatea Cluj ca să meargă mai departe în cariera de sportivi, care ajută foarte mult. Tot timpul avem o lecție la noi la club care ne ajută să ajungem la rezultate foarte bune, remarcabile. Deci e un plus pentru noi. Mai ales că este și echipă de fete. Da, este o echipă de fete. Din fericire, sunt foarte multe fete care practică acest sport de contact. La început a fost reticenți și părinții și așa, dar în prezent domină domnișoarele. Sunt mult mai dornice de luptă, de a se lupta cu viața, cu încercările. Sunt multe. Și cu viața și nu-i așa, nu se știe ce surprize ne oferă și pentru autoapărare și pentru, sunt foarte benefice, nu-i așa, aceste tehnici. Da, în orice situație, practic, de-a lungul timpului, exersând de foarte multe ori, ai reflexe. În momentul în care încearcă cineva să te prinde de haină sau nu știu, de
păr, ai un reflex, te întorci repede, tot timpul, oricum exact previi. Unde să acționezi exact. Și cum să... Pentru că la lupte învățăm și plasamentul, să știi să te plasezi. În momentul simți pericol, deja te întorci, știi cum stai cu picioarele, nu curcisezi picioarele, ai plasamentul foarte bun. La lupte asta îți contează, plasamentul, mobilitatea, cum este. Și atunci ți-e mult mai ușor să reacționezi față de alții care nu au făcut niciun sport, poate sunt mult mai închiși, mai așa. Ei, orice... Rigizi, mai... întârziat, să zic, în procesul de reacție sau... Da. Păi orice sport îi ajută pe copii să facă mișcare și să aibă, formeze reflexe, dar ca luptele nu încă... Da, mult. Chiar la finalul lunii o să avem campionatul național de seniori. O să avem unde ne pregătim să participăm. Unde se desfășoară? La Reșița o să fie. Și sperăm nu o să aducem medalii pentru club. Sperăm. Anul acesta am suferit și o accidentare tot așa cu umărul, am fost, acum mă simt mult mai bine. Pregătirea... Revin în forță. Da, revin în forță. Chiar și în anii trecuți am fost tot așa, aveam două tendoane fisurate și m-am luptat. Cum este? Am reușit, am prins doar un loc 3. Asta e, am fost acolo, dar am fost dornic. Pentru că e și participarea până la urmă și da, sistemul competițional. Da, e important să participi acolo, să fii acolo prima dată și pe urmă se poate schimba foarte mult situație, în funcție de adversar, cum îi prinzi, ziua pe care o prinzi, iarăși, foarte importantă. Eu de când am început să și antrenez, să mă și pregătesc, am o motivație foarte mare, o dorință. Păi, practic, eu când mă duc acasă, mă întreabă copilul, ce ați făcut? Și nu pot să zic, uite, am ieșit pe locul 5 sau am pierdut sau așa. Și atunci intervine și chestia asta și atunci o dorință mult mai mare accelerează. Și mi-a fost foarte eficientă, m-a ajutat foarte mult treaba asta. Doar că vedem pe parcurs cum o să reușesc să le duc pe amândouă. Și partea de arbitrajul și așa, trebuie să ne aleg, că ușor, ușor... Da, știm că viața de sportiv este scurtă, de sportiv de performanță mă refer, dar sportul nu are vârstă pentru practicarea lui, nu-i așa? Da, nu are vârstă. De aceea vârstă. Trebuie să-i motivăm atât pe tineri, cât și pe copii, de ce nu și pe cei vârstnici, măcar să alerge prin parcuri. Pentru că acum vedem că se formează cultura asta și la noi și parcurile la 6 dimineața, dacă mergi, sunt pline de tineri, de bătrâni care aleargă, se plimbă, da, ceea ce chiar este și un lucru bun. Chiar fost sportiv în alte ramuri sportive care aleargă, își fac mișcare, își dau seama cât de important este. Pentru că dacă te lași la automat dintr-o dată de acest sport, deja gândiți-vă că ca și cu un motor la mașină. Merge, dată pui frână sau schimbi, pui în loc de benzină, da, motorină. Trebuie să fie treptată cumva tranziția. Exact, ușor. Și trebuie să faci sport, să continui. Fiind, având atâta timp, 18-20 de ani de viață sportivă, trebuie să faci sport tot timpul. Și oricum, cine a făcut sport de performanță, o să facă sport mereu. Fie că merge doar la sală, fie că aleargă, fie că face drumeții pe munte, o să facă mereu. Pentru că au văzut cât de important este și cât de mult o să-l ajute. Și se vede diferența asta. Chiar antrenorul nostru, domnul Șuteu Aurel, are o vârstă foarte înaintată, dar se ține foarte bine. La tenis joacă, fotbal joacă cu noi și de multe ori chiar ne bate. Da? Deci chiar ne bate și are aproape 70 de ani, a făcut 65. Sunt inspirație pentru voi, la fel cum și voi la rândul vostru, sunteți un model pentru noua generație, tânăra generație și tinerii din ziua de astăzi, care, așa cum ai spus, preferă telefonul sau tableta sau ieșitul în cluburi, când voi, poate pe la 5 dimineața, 6, vă treziți și... Da. Câte faceți până mergeți la serviciu sau la școală, când era înainte, da, un program. Dar oricum și trezitul, și trezitul dimineața are o satisfacție. Pentru că știi că muncești pentru ceea ce îți dorești, pentru visul tău. Fiecare are visul lui și te ajută foarte mult trezitul ăla. Mai ales că începi antrenamentul de dimineață, ai mai mult timp, deja ai făcut un antrenament, o pregătire. Și deja vezi ziua altfel, o vezi. Ești mult mai dezghețat, nu te mai scoli somnoros. Cu cât dormi mai mult, cu atât parcă exact. Mai obosit te trezești, nu? Da, dormi la ora 9-10, dormi mai un somn odihnitor și este mult mai bine. Parcă nu se termină ziua dacă începi așa dimineață. Dar e totul de disciplină, să încerci de la o vârstă mai frate de puțin și pe urmă rezultatele vin ca și ploaia. Care este situația în celelalte țări cu acest sport, iată, cu luptele? La fel, este promovat în aceeași măsură ca și la noi în țară, cum sunt condițiile de pregătire, cu ce amintiri ați rămas din cantonamente, din pregătire acolo, din competiții. Pentru că, iată, sportul oferă și această șansă de schimb de experiență, da, între cluburi, între sportivi, ca și luptele, se leagă prietenii. Luptele în alte țări, cel puțin în Europa, cât am apucat eu să vizitez și chiar în afara Europei am fost și în Turcia,
Se promovează puțin, puțin mai bine decât la noi în România. În ciuda faptului că la noi copiii încearcă să vină la antrenamente și să se țină, încercăm să-i atragem cât putem. În celelalte țări, la antrenamente, antrenorii sunt chiar foarte, foarte stricți cu ei. Pot să spun un fel de militarie, chiar și cu cei de vârstă fragedă. Dar asta îi formează ca și caractere și fiecare duce cât poate. Fiecare, da. Depinde mult și de cultura țării. Depinde, de exemplu, în Rusia sunt foarte, care e sport național. Se practică, da, ca și ora de educație fizică. Sunt foarte, foarte mulți copii. Păi gândiți-vă că sunt campion mondial care nu se știe dacă o să participe la o ediție a Jocurilor Olimpice. Așa de mare este. Și cam în toate țările, iarăși, și, de exemplu, țări mai puțin sărace, care muncesc foarte mult, Moldova, care are rezultate foarte bune. Este un pic mai săracă, muncesc, au dorință foarte mare de a merge mai departe, de a ajunge undeva. Am activat și eu, am luptat la un club în Germania și am văzut și programul de antrenament cum este. Păi eu lucram, mă antrenam, dar și lucram și în același timp acumulam oboseală foarte mare. Dar și la fel și ceilalți copii. Păi la final de săptămână, când aveam meciuri, eram foarte obosit, foarte, foarte, foarte obosit. Epuizați. Da, epuizați, dar și ei făceau același lucru. Deci se poate, dacă ai dorință mare de a ajunge undeva, de a face ceva, se poate și la noi în țară. Doar că la noi în țară, nu știu ce se întâmplă, cultura sau așa, avem poate prea multă libertate. Prea multă libertate ni se oferă și nu avem o direcție mai clară. Știm că vrem asta, dar frate, du-te pe un drum și ține-te de el. Acolo știu că ca să scape de sărăcie, să muncească, ajungă cineva în viață, trebuie să performeze. De asta, cum spuneam și mai devreme, este bine să fie disciplină, nu? Reguli. Da. Să fie impuse, să fie un pic de strictețe pentru a face, da, performanță, să nu fie lăsat fiecare așa liber de capul lui, că atunci nu avem nicio regulă, nicio... Exact. Luptele primate este o disciplină. Deci, practic, este disciplină și în unele școli cu program sportiv. Educația pleacă de acasă și acolo se mai perfecționează în cadrul sportului, dar trebuie copilul să aibă deja acest respect pentru antrenor, pentru colegul cu care intră în competiție, se antrenează, nu-i așa? Da, trebuie respectat. Practic, dacă nu există colegul, nu există competiția. Și atunci n-am rezolvat nimic, trebuie să ne respectăm. Respect. Da. Despre respect, echilibru, da, muncă, nu-i așa? Exact. Talent? Și talent, se vede foarte talent mult. Talent sau muncă? Sau și? O întrebare bună. Depinde de la sportiv la sportiv. În România eu consider că avem foarte mulți sportivi talentați. Într-adevăr, și muncesc, fiind la luptările naționale sau chiar la cluburile de acasă, în fiecare județ al țării noastre, am avut ocazia să trec pe la antrenamente și am văzut că se muncește. Deci, este și muncă, dar și copiii sunt talentați. Chiar noi când mergem la o selecție, la o școală, încercăm cât putem să selectăm copiii care au puține calități motrice mai dezvoltate. De exemplu, eu am fost un sportiv care am muncit. Am muncit și de aceea am avut rezultate foarte târziu, doar la tineret, seniori. Dar am muncit, am continuat să muncesc și am ajuns unde sunt astăzi. Mi-am dat seama pe parcursul facultății, când m-am înscris și la modulul pedagogic, că practic aș avea mult mai mult de câștigat și aș fi mai de mare ajutor în a fi antrenor. Și atunci, exact. Și am mers în direcția asta și chiar îmi place foarte, foarte mult. Practic, eu nu simt că nu muncesc. Eu nu muncesc. Dar se poate prin muncă. Sunt copii care sunt talentați și muncesc mai puțin. Sunt alții care sunt talentați și muncesc foarte mult și au rezultate remarcabile. Deci, practic, este o balanță între ele. Nu putem să ne spunem muncă, da, sau talent. Este și. Depinde de fiecare. Poate să fie în altă țară care e unul foarte talentat și muncește foarte mult. Cum, de exemplu, este cubanezul la lupte greco-romane.
Lopez, care a luat acum a patra sau a cincea medalie olimpică. A cincea medalie olimpică. Consecutivă. Consecutivă. La vârsta de 30 și ceva, sau 40. 40 de ani. A luat medalie. Record, practic. Da, a intrat în istoria luptelor, a intrat. Deci se poate și talent și muncă, se poate. Dar disciplină. Prin ambiție, nu-i așa? Determinare. Da. Păi la 40. Seriozitate. Exact. Da. La 40 ceva de ani deja pot să-i spun tată. Că îmi poate fi mie tată chiar. Da. Deci, se poate. Da, ține de disciplină, seriozitate, cum a spus și mie noastră. Și de motivația fiecăruia, cât de departe vrea să ajungă, nu-i așa? Exact. Vrea la nivel de amator, vrea la nivel de hobby, de performanță, depinde doar de el. Sunt mulți copii care vin la nivel de amator, și până la urmă ajung să facă și performanță, pentru că... Să le placă. Să le placă, exact. Ce, păi, da, și eu pot să fac asta, eu îl bat pe el, de ce să nu particip și eu? Și atunci se motivează între ei și se atrag. De multe ori eu sunt surprins când observ chestii de genul, așa. Fiind la început de carieră, dar e un pas. Da, e un pas mare înainte pentru viitoarea generație. Da. Care vine, iată, din urmă și așa cum reprezentați, cum am spus anterior, un model pentru această generație și vă felicit pentru performanțele voastre. Și să le spunem celor de acasă unde vă găsesc, pentru cei interesați să vină cu copiii sau să vină și adulții, nu? Da. La antrenamente, să vă susțină la competiții. Antrenamentele desfășurăm pe strada Moților, chiar în interiorul creșei, numărul 45, parcă. Numărul 45, de la ora 4 până la ora 8. Facem acolo antrenamente, prima dată facem grupele de inițiere de copii și pe urmă vin grupa de performanță, care desfășurăm antrenamentele. Antrenamentele se desfășoară de luni până vineri, ne puteți întâlni chiar pe noi acolo, la antrenamente. Deci de luni până vineri. De luni până vineri. Și interesați, vă găsesc acolo. Exact. Și în weekend la competiții, depinde. Ce urmează acum cel mai aproape? Campionatul de seniori? Cel mai aproape este o competiție de U17 la Târgu Mureș. Este campionatul național. Este și pe urmă campionatul național de seniori o să fie la finalul lunii, 28, parcă 28-29. Practic sunt destul de dese, nu? Competițiile. Da, este acum cum a fost an... Olimpic, deja au rămas competițiile mult mai spre final și atunci ar trebui să pun accent mai mare pe pregătirea sportivilor care au participat. Și așa, dar ultima lună de competiții și ne pregătim și noi de Moș Crăciun, Moș Nicolae, de zăpadă. Așa este. Da. Chiar dacă vin sărbătorile, antrenamentele nu încetează. Adică pregătirea sportivă trebuie să fie continuă. La fel a fost la și pe perioada pandemiei? Cum era atunci? Cred că a fost destul de dificil, având în vedere că aveați nevoie și de adversari, de contacte. Totul se desfășura online, totul... În perioada pandemiei încercam să facem sport acasă cât de mult posibil, cu greutatea corporală și manichin. Cine avea posibilitatea, mai luam de la sala de antrenament, făceam cu manichinul acasă, câteva saltele. A fost dificil, dar bine că am trecut peste până la urmă și am reușit să ne menținem. A fost o perioadă destul de lungă de pauză și a trebuit să vă mențineți așa în formă. Da. Cum am zis, luptele sunt un sport adaptabil, am găsit o felul de exerciții cu scaunele, cu masa, chiar cu patul, găseam, nu era problemă. Deci te ajută să fii creativ, deci ne-am descurcat. Deși ne-a lipsit contactul cu adversarul, pentru că până la urmă fiind de contact, se simte, dar ne-am adaptat. Deci nu există, nu se poate, doar nu vreau, probabil. N-am încercat suficient, zic eu. Nu există, nu se poate, n-am încercat suficient. Dacă încerci, poți să ajungi la un rezultat, la un anumit oricum. Uite, îmi place. Sau nu e pentru mine, pot să fac asta. Dar ai încercat, asta e primul pas. Să încerci să faci și la lupte care vin. Important este să vină să vadă cum decurg antrenamentele și chiar poate chiar să încerci odată. Așa, acesta o să fie mesajul acum pe final către cei interesați. Haideți să îndemnăm să-i aducem la sală să vedem de ce să vină să vadă luptele și să le și practice. Da, exact. Deci veniți la sală, încercați să prima dată să vedeți cum se desfășoară antrenamentele și chiar uneori să luați parte. Facem multe exerciții și din gimnastică, facem din școala alergării. Este un sport foarte dezvolt și creativ. Deci haideți și prima dată luați. Pentru inițiere sunt convins că o să vă placă. Noi ca și antrenori, chiar dacă suntem la începutul carierei,
Dezvoltăm și mici jocuri cu copii interactive, prin care putem să le dezvoltăm capacitatea motrică și forța. Ușor, ușor vom intra și în lupta chiar pe saltea cu adversarul. O să fie frumos și vă așteptăm în număr cât mai mare. Din păcate, noi nu suntem prea obișnuiți cu camerele video și așa mai departe, avem emoții, ne mai pierdem, dar la antrenamente nu este așa. Nu este așa. Ne cerem scuze pentru micile ezitări, dar... Vă descurcați foarte bine, cu siguranță și acolo în sală sunteți în elementul vostru, nu-i așa? Da, acolo, acolo e mediul vostru cel mai confortabil. Exact, acolo e cu tot. Faceți performanță și noi vă așteptăm ori de câte ori veți avea ceva de spus, iată, pentru lupte, pentru sportul clujan, pentru sportul național, pentru copii, pentru generația de mâine și pentru tot ce faceți voi. Vă felicit și sunteți un adevărat model și exemplu. Mulțumim pentru frumos. Tineri. Faceți și, iată, job, pe lângă job, mai aveți și un al doilea job care îl faceți, iată, cu plăcere și cu rezultate remarcabile. O mică adăugare aș mai avea. Copiii chiar pot să vină și în afara Clujului la antrenamente. Eu o să fac în localitatea Livada, comuna Eclod, și în comuna Eclod. Programul variază după munca mea, dar fac un grup de WhatsApp și acolo se discută programul ca să poată să fie, să fie bine pentru toată lumea. Cel mai important ar fi să ia legătura cu noi și noi avem mulți colegi care mai fac muncă voluntară și atunci îi distribuie în funcție de zona care sigur se află. Este foarte bine că, iată, se extinde acest grup, acest antrenament. Da, încercăm să fim ca o caracatiță. Este accesibil pentru toți. Și ei se pliază în funcție de unde stau, de unde vin, de la școală. Exact. Încercăm să ajungem la cât mai mulți copii cu eforturi mari și să îi îndrumăm. Deci important este să vină să ia contact cu noi și cu siguranță o să găsim o soluție. Loc pentru... este loc pentru toată lumea, nu-i așa? Exact. Da. Vă felicit încă o dată, vă mulțumesc tare mult că ați venit astăzi la noi în platou. Mult succes în pregătirile care urmează și vă mai așteptăm cu medalii aici. Mulțumim frumos. Mulțumim frumos. Dragi prieteni, ați urmărit emisiunea Clujul la zi, Sportul Clujan încotro. Am vorbit despre lupte cu invitații mei, Dreve Florin și Moică Drean Petruț. Pe care îi găsiți, iată, la CS Universitatea Cluj. Vă așteptăm cu mare drag să ne scrieți și să-i contactați. Toate cele bune, la revedere! La revedere! La revedere.